Învățăturile lui Nagoe Basarab, o lucrare comparată cu Principele lui Machiavelli. Considerată primul monument al literaturii române, scrierea Învățăturile lui Nagoe Basarab către fiul său Teodosie a avut parte de un lung șir de controverse. Mai întâi că a fost scrisă, așa cum converg azi părerile învățaților care au studiat manuscrisele păstrate, în slavonă, ceea ce se poate explica slavona fiind în acel moment, dar nu pentru încă multă vreme, singura limbă a culturii pe meleagurile de la sud și est de Carpați. Sfârșitul secolului al XV-lea și primii ani ai celui următor au reprezentat vremuri de mari tulburări pentru țara românească, cu domni căzuți pradă luptelor dintre partidele boierești. Lucrarea intitulată Învățăturile lui Nagoe Basarab către fiul său Teodosie face parte dintr-o categorie literară mult apreciată și în Evul Mediu, așa numita Oglinda Principelui. Mai mult ca sigur că lucrarea nu a fost scrisă de mâna Domnului, deși avem certitudinea că știa să scrie și ni s-au păstrat acte cu grafia lui. Nagoe crescuse și se formase în atmosfera cărturărească a mănăstirii Bistrița. Stătuse apoi în preajma patriarhului Nifon, sosit în țara românească în 1503 și avusese legături strânse cu episcopul de Râmnic Maxim Brancovici, cu a cărui nepoată Despina și ea știutoare de carte s-a și căsătorit. Învățăturile lui Nagoe Basarab către fiul său Teodosie cuprind pagini întregi din scrieri anterioare. Era un obicei curent al vremii când noțiunea de plagiat nu exista. Dimpotrivă, era un lucru obișnuit să preiei spusele înaintașilor cu care erai de acord, dar structura, modul de îmbinare al citatelor este unul original. Așa cum există, mai ales în partea de sfaturi practice politice, o evidentă contribuție originală izvorâtă din experiența personală a Domnului. Lucrarea este o îmbinare de religios și laic. Prima parte se constituie într-un fel de teologie pentru uzul șefilor de stat, potrivit caracterizării lui Dan Zamfirescu, cu lecturi morale și pedagogice din Biblie și scrierile unor învățați teologi. În partea a doua, în cele 13 capitole, avem un adevărat tratat de arta guvernării. Sunt expuse sfaturile menite să asigure autoritatea Domnului în fața supușilor. Fiul Domnului, Teodosie, este îndemnat să își aleagă slujitorii după merit, nu după originea socială. Prin aceste ultime capitole, scrierea se apropie de concepția renascentistă a Principelui lui Machiavelli, lucrare din 1513, deci contemporană, fără însă a putea vorbi de vreo influență directă. Este, prin aceasta, un simbol al conectării noastre la marile curente de idei europene, chiar dacă, dintr-o margine de Europa, și suferind atracția tot mai puternică exercitată de o altă economie lume, pentru a prelua formula istoricului francez Fernand Braudel, cea otomană. Mâine un nou episod al campaniei Eu aleg România, istoria românilor în 100 de momente esențiale. Toate filmele de până acum le puteți găsi pe site-ul eualegromânia.ro sau pe canalul de YouTube al campaniei.